De ce nu mai contesta? Pe contesta me i dime. Nu mai te chiar, fă. Dime, fă, nu mai te... Nu mai me chiar. E asta? Luca Prat vine la maison și îi spuse lui Zilu cum sa. Băi! Să nu deschideți ușa până mă veți auzi și ante cum sa. Troaie, zic, cu cuiezi, avem un la portă. Ce scoze, v-am adus de potol. V-am băs frămâlisele tea, ira, ira, la. Feels like a little star, ira, ira, la. Bună ziua și bine ați venit la proba de limba română orală a examenului de bacalaureat. Sunteți pregătiți? Da! Oui! Si! Yes! Da, dumneavoastră veți extrage primul biletul. Cum vă numiți? Bonjour, profesor. Je m'appelle Pierre. Ah, Pierre, sunteți francez? Mais non. Român? Mais oui. Mă rog, extrageți un bilet. Mais non. Mais oui și hai repede, repede că ne grăbim. N-avem toată ziua la dispoziție. Hai, bă, andale, andale, că am luat-o și altă stramafus. Liniște. Mică, uitați, atențion. Și asta? Mică, atențion. Nu, no, nu, no, iau, iau de aici, rog. Hai, hai, repede și așa un bilet. Le poulet de Alexandru Brătescu Voinești. Le personnel le principal le mama. Le personnel le secundaire le poulet așchilope. Le mama vient à la cuib și le spuse le poulet comme ça. Doamna e la ușă. Nu trebuie zbure dans țările calde. Vous trebuie decolle când mă veți auzi chanter comme ça. Cri cri, doamnă gri, qu'est-ce que tu fais ici? Le poulet exclame. Très bien, maman. După care, le maman, ça va. Alo, 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 alo. Domnule Pierre, mă scuzați că vă întrerup turuiala, dar despre ce vorbiți? Le poulet de Alexandru Brătescu Voinești. Adică puiul de Alexandru Brătescu Voinești. Ce pui? Pui este în programa pentru examenul de capacitate. Având în vedere că n-ați abordat niciun subiect din programa de la BAC și ați venit și ne-ați spus o povestire din clasa 5-a, verdictul nostru este respins. Menon! Meui! Menon! Meui! Menon! Așa că la revedere, adică au revoir. Și veniți dumneavoastră la toamna gri, adică al loton gri. Cri-cri! Ce n'est pas posibil! Menon, ce n'est pas posibil! Hai, hai, hai! Ce n'est pas posibil! Liniște! Liniște! Dumneavoastră, că văd că sunteți cam tare în gură. Veniți și extrageți un bilet. Los moras, con los bulanios! Poftim? Los moras, con los bulanios! Moara cu noroc! Așa, por qué me contesta? Por qué me contesta? Dime, dime, por qué me contesta? Care sunt personajele principale din Moara cu noroc, vă rog? Bă, scuce-mi! Contesta-mi! Contesta-mi că eu nu mi-e chiar niciun fel de personaj! Tu nu știi niciun personaj din opera Moara cu noroc? Bă, scuce-mi, eu voi extragem un nasul biletos! Ascultă, dacă mai spui o singură dată cuvântul fă, te dau afară din clasă, din liceu și mai dai examenul de bacalaureat în vecii vecilor, ai înțeles? Liniște! Hai, vino și trage un alt bilet. Los aventurios de prechindelius! Poftim? Ce? Los aventurios de prechindelius! Dă să văd! Los amintiri din copilărie. Da! Ce știți despre amintiri din copilărie? Nada! Nu știi nimic despre această operă amintiri din copilărie? Uite, colegul tău știe! Păi contesta-le, dar ce mi-ai contesta, mă? Arată ce mi-ai contesta! Baba, arba, păi ce mi-ai cum e gând să faci, baba! Liniște! Tinere, spuneți-mi, vă rog, care sunt poveștile din amintiri din copilărie? A one, a two. Is the story la scăldat, hila, hila, la, la, de sanceri de furat, hila, hila, la, la. Dor din frontei bufăza, de-i grâie frontă ca bravă!
Dumneavoastră ați venit aici să dați bacul la română sau la muzică? Cred că a învățat un singur comentariu și l-a pus pe muzică să ne impresioneze pe noi. My God. A one, a two. Ai veri pregătit, hila, hila, la. I can sing another hit, hila, hila, la. Ai nou bine deșter, frații, ori por restov spânzurați, vei! Păi, ascunce-me, contesta-me sau nu-mi contesta-me, că am avut-o și altul treaba cu acasă. Știi ceva? Ieși afară. Aoleu, tranquilo, trăim de nervos. Hai mai repede afară. Aoleu, că nu știu să acum. Bă, ce era cum ești să faci? Când hai cam încet, încet, hila, hila, la. Tu extrag și eu bilet, hila, hila, la. Ăștia o să ne plătească nouă pensia. Dacă o mai apucăm. Cine mai e? Troaie, zic, cucuiezon, avem un la portă. Că-i scoste de ună zi, eu uit, ai lovinisi. Da. I have John. Ce? John by Liviu Revreanu. It's not need to be stresați. Don't forget admis să-mi dați băi. Domnilor profesori, deoarece este prima sesiune din viața mea în cadrul acestei facultăți, vreau să vă spun că sunt încântat să mă aflu în fața dumneavoastră și să vă asigur că pentru mine limbile străine sunt o pasiune. Pe tot corpul profesoral, dar și pe dumneavoastră, domnul profesor de franceză, vreau să vă felicit pentru lecțiile pe care ni le-ați predat semestrul trecut. Vă mulțumesc anticipat. Mulțumim frumos pentru aprecieri, foarte frumoase cuvintele tale. Ai putea acum să ne spui toată chestia asta în limba franceză? Muchas gracias. Mana Robert. Mana Robert, da? Să rămână să vă dea Dumnezeu sănătate și măicuța Domnului împreună cu el ca să nu-l lase singurel la greu, într-adevăr. Am o mică corectură, dacă se poate, și mai vreau să dragi și colegii care scrie și care gândește momentul ăsta să scrie Manea, dar să citește Manea. Și pe Facebook, dacă vreți să mă căutați și așa, pentru... Poate am fan aici și în sală. Robi Roberto a fost pe CDB, a fost pe CRB, acum al pe CSB, că a început să-și mai revină, joacă echipa, e bine. Bine, ia-l. Numai bine, eu bac. Stai jos, stai jos. Ia zi, ce subiect ai? Caracterizează personajul principal dintr-un român... Roman! Așa e, doamna, așa e, într-adevăr, că ne curge pe-n vene sânge de roman, aveți dreptate, să vă dea Dumnezeu sănătate. Dintr-un roman realist. Așa. Spune-mi întâi, de ce nu te-ai prezentat la prima sesiune de la BAC? A fost tata meu bolnav. Mm-hmm. Și acum ai învățat? Am învățat, doamnă, să moară familia mea, dar n-am învățat, numai că nu prea să capul la examen. De ce? E tata meu bolnav. Iar? Așa e. Nu e așa, doamne, eu cred că s-a simulat, să moară familia. Simulează, nu simulează, acum suntem la BAC, nu la simulare de BAC, ce dorești. Mă but! Dacă tot m-ai întrebat ce vreau, vreau o tocană de oi și un vin de coliții la valoare. Te rog, eu te-am întrebat ce dorești. Nu ce dorești de mâncare, adică ce dorești, de ce ai ridicat mâna? Vreau să mă duc la baie, când împăratul Nelson îi vine să se ducă la baie. Nu ai voie să ieși în timpul examenului, te ascultăm. Păi subiectul ce, da? Își caracterizează la un ăsta principal dintr-un roman... Te faci că n-auzi, turda! Ce vrei, bă, băiatul, de ce mai vrei? Vreau o ploscă de aur, ca împăratul Nelson să-și facă nevoile în el, că-i tata! N-avem ploscă de aur și nici de fier și nici de... Vă rog să faceți ceva, că asta până la urmă să pișe pe mine. Liniște!
Spune. Vă rog să faceți ceva, că până la urmă să fișe pe... Nu asta. Ce are? Caracterizarea unui personaj dintr-un roman realist. Te rog. Da. Ce roman realist ai ales? Exact. Ai citit vreun roman realist? Nu. De ce? Eu am crezut că romanul realist de la profilul real. Eu am fost la Uman și fără frecvență. Romanul Ion îți spune ceva? Băi, și tu n-am vorbit cu el. Materia de Bac, nu? Așa. Ai învățat? Ion. Spui că ai învățat. Să moră familia mea de la mă învățat. Păi ce, eu mint aici și ce? Băi, și atunci, ce fel de roman este Ion? Mai! Ce mai vrei, mă, băiatule? Ce mai vrei, doamne ferește? Mă rog, doamne. Eu răspunsul, bote! Noi suntem aici la examen, nu la ore. Și oricum eram așa, să știi. Nu, dar chiar m-ai făcut curioasă. Ce fel de roman este Ion? Romanul Ion este un roman gros, mă! Uite, tari cotorul! Bă, mă rog, oameni. Gros! Romanul Ion e un roman gros. Vai de capul tău! L-ai citit măcar? Tu l-ai, domnule, dar l-am devorat! Bravo! Și cum ți-a plăcut? Foarte mult! Sfârșitul m-a sfârșit așa! Da, și începutul nu e frumos. Încă n-am ajuns acolo, tu! Chei, tata! Să mă rog, familie, mă rog, vă spărați, vă deranjez și eu cu un examen aici, cea dacă se poate. Da, să revenim. Păi eu cred că ești cam pe delături. Ar fi foarte bine să fii pe delături, dar realist vorbind, cred că sunt foarte departe. Mai tragi un bilet. Dar să știi că îți cad două puncte. Totul e să vezi de unde să scădeți. Tema morți. Tema morții în Miorița. Așa. Ce e Miorița? Cum adică ce e Miorița? Ce fel de operă e Miorița? Eu nu știu, că operă nu prea ascult, sincer să văd. Nu la asta se referă colega mea, ci la faptul că este o balade. Nu știu că nici balade nu ascult, că mie nu-mi place rog, eu sunt mai mult pe lăutărească pe asta. Ce-am învățat și eu în familia mea și ce-am ascultat, acum mie nu-mi e rușine cu cine sunt și omul care am ajuns. Mie taci! O să mai dau o șansă. Vreau să-ți testez... Dacă ai un minim de cunoștințe lingvistice. Ce a făcut? Niște, nu e treaba ta. Bun. Citești aici și comentezi. Să rămână, să vă dea Dumnezeu sănătate, doamnă. Să vă dea Dumnezeu sănătate, că mă duc cu măicuța mea la Arsenie Buca, o să mă prind o lumânare. Să vă dea Dumnezeu sănătate și măicuța Domnului. Eu nu uit niciodată și sufletul meu pentru oamenii care mă ajută și care mă ajută. Citești și comentezi. Cred că n-are baterie, eu vă mulțumesc la ajutor, dar aveți dată încărcător. Gandalf să moară, mama mea. Deci citești și... Comentezi. Pe-un picior dă plai, pe-o gură dă rai. Să moară familia mea, examen la anatomie sau la literatură? Citești acolo. Iată vin în cale să cobor la vale, bine că nu să coboară la deal. Trei turme de mii... A trei trume de mii cu trei ciobănei. Unui moldovan. Așa e, doamnă, unui moldovan. Să-i dea Dumnezeu sănătate și măicuța lui. Te-a făcut ăsta pentru fotbalul românesc și ce gururi a dat și cu Anglia și cu aia și cu aia. Nu ne mai respectăm valorile, doamnă. Unui moldovan, așa e. Bravo, cine a scris aici și a făcut Dumnezeu sănătate. Unui unguran, pe ăsta nu-l știu, și unui vrâncean, nici pe ăsta. Cred că a jucat pe la Brașov la un moment dat. Iar cel unguran și cu cel vrâncean mări să vorbiră, e să sfătuiră pe la pus de soare ca să mi-l op... Ca să mi-l omoare pe cel moldovan. Dar ce Miorița de gura nu-i mai tace, iarba nu-i mai... Nu-i mai place. Miorița laie, laie, bucă. Să moară... Bă, dar nu vă-i rușine așa un pic, mă? Bă, dar ziceți că de ce nu mai învață tineretul și asta? Păi asta puneți voi în materie, mă, să moară familia mea cu laie, cu buci. Vezi cum vorbești. Să moară și cu Viorel Moldovan, care-i valoare națională. Dă-te în sânge, da, cinșa, că mă și enervez, mă, dă-te în morții tăi. Adică mă și piși cu examenul vostru să vă fie rușine. Păi stai, mă, așa, că dacă ăsta pleacă, plec și eu, mă, că îl dau drumul la Niagara, mă. Uite, mă, o poză cu Ișeliana. Mă, bă, bă.
Lasă-mă să ies, dă-mi drumul! Hai, hai, că îți dăm drumul acum, hai. Du-te, du-te liniștit. Bravo, hai. Dă-te, mă, că mă pind pe mine, tu! Picat! De ce-ai făcut, frate, la examen? Am picat! Că la mare subiect te-a julit, ce? Nu! Baftă! Țiganul Sorin! Cum îți permiți? E inadmisibil. Cum te prezinți în halul ăsta la un examen dezbrăcat? Tu, profesor, deci eu eram în capul străzii și jucam tenis. Când am fost apostat de niște indivizi și au să zice, eu nu știam că vin la acest examen. Pentru că dacă mă interesează, mă, nu te lăsa, dragul meu. Cum vin halul ăsta? Este inadmisibil să te prezinți așa la un examen. Tu, profesor, noastră ar trebui să mulțumesc pentru că am venit așa și eu n-am unde să-mi ascund niște copiuțe. Păi ori sunt cu rectorul, nu mai sunt, nu? Da, e adevărat, adică nu are unde să-și bage copiuțele. Mi-a prins să spui că ai învățat atât de profund încât nici nu ai nevoie să copiezi, nu? Profesor, am apostat câteva subiecte. Da? Istorie, geografie, matematică. Cu ăla semințe caselincă n-aveți? Nu. Începem cu istoria, începem cu istoria. Spune-ne ce știi despre Abraham Lincoln. Vă jur că nu știu nimic. De ce pe acest individ nu l-am văzut? De ce mă întrebați pe mine? De ce m-ați luat pe mine? Eu nu l-am văzut pe acest individ. Dacă cineva v-a spus că eu l-am văzut, eu nu l-am văzut. Nu știu ce a făcut el. Tu nu ai auzit de Abraham Lincoln? El a auzit de Sorin Țiganu? Deci dacă el v-a spus că m-a văzut pe mine, el nu m-a văzut în viață, eu nu știu pe acest individ. Măi, băiatule, de ce m-a luat pe mine? Abraham Lincoln, președintele american, ăla bărbos, ăla care a fost împușcat într-un teatru. Da, am apostat acest subiect. Deci el a fost împușcat într-un teatru. Așa. Da. Dezvoltă. Așa. Domn profesor, eu eram acolo. Doi indivizi dintre ei au venit și l-au apostat cu două pistoale. Și la aceea a încercat aparat așa și a venit mare glonț aici de la julit. El s-a chinuit foarte mult timp să facă antebrațul ăla și i-a dat de la julit. Și celălalt glonț a venit așa, a venit celălalt, că el a fandat așa, și a venit celălalt glonț și a venit așa, perversă ca pe Washington aici. Și i-a deschis asta aici. De eu cred că a fost un trucaj, dacă mă întrebați pe mine. Ce a fost? Pentru că asasinat unde a fost? A fost la teatru, nu? Da. Și la teatru se fac scenete și repetiții înainte. Păi ori sunt actori, ori nu mai sunt, nu? N-a fost nici o scenetă acolo, a fost o crimă. Da, mă rog, nu are rost să intrăm în amănânt. Hai să sărim, să ne apropiem. Hai să vorbim de Europa. Spune repede câteva vorbe despre Comuna din Paris. Domn profesor, de ce îmi dați Comuna din Paris? Dați-i și mie o comună pe care o să știu, nu știu, pe lângă București, Glina, Chitila, unde am avut și eu bătăi cu ăștia, nu? Eu așa, domnul, să știu de Comuna din Paris. Păi, domnul, noastră, acum, ori sunteți indulgenți, ori nu mai sunteți, nu? Spune-ne, cum s-a format poporul român? Uite, da. Practic, el s-a format din Decebal și Traian. Bravo, Sorin. Așa. Dezvoltă. Așa. Deci, domn profesor, eu am fost acolo. Deci, Decebal și Traian, doi indivizi, ei s-au apostat între ei. Și atunci, ei bătându-se între ei, cu unul era dacă unul era roman, ei se băteau între ei și s-au bătut 2 ani de zile. 24 de luni. 700 de zile. Așa. Și ei s-au bătut între ei și atunci, pentru că Traian avea o oaste mai mare decât ăsta, ăsta s-a trăit și a chemat oștenii și ei au spus, păi stai frățioare că ăștia sunt mai mulți decât noi. De ce nu chem sclavii în ajutor, nu? Slavii. Așa. Și el atunci a spus, păi, dar eu sunt, cum, eu sunt de ce? Eu n-am chemat în viața mea slavii în ajutor. Cum? Slavii. Așa. Eu n-am chemat niciodată slavii în ajutor. Păi ori sunt dacor, nu mai sunt, nu? Și atunci Traian a venit, s-au întâlnit ei doi. Și ăsta, Traian, i-a dat mare capac. Deci uia aici, i-a dat așa, și ăsta s-a ferit și i-a dat așa, perversă ca păsar-mi stegetuza și i-a deschis asta aici. Perversă ca păsar-mi stegetuza. N-am aici. Auzit în viața mea de perversă păsar-mi stegetuza. Ce e asta? Adică e un fel de perversă ca pe Târgu Ocna, numai ca să încea nu era atestată documentar. Și a zis perversă ca păsar-mi stegetuza și i-a deschis asta aici. Sorine, gata, hai că ne-ai nebunit. Hai să trecem la geografie. Spune-ne, care este orașul de reședință al județului Mureș? Domn profesor, eu nu am fost niciodată acolo. De ce nu mă întrebați ceva ce știu? Și păi ori sunteți indulgent, ori nu mai sunt. Eu n-am fost la Mureș în viața mea. Băiatule, ce Dumnezeu, mă, n-ai auzit niciodată de Târgu Mureș? Eu m-au zis de Târgu Ocna, că e perversa de pe Târgu Ocna, dar perversa de pe Târgu Mureș nu știu cum e, cum e cu cotul, nu știu, eu dacă nu îl cunosc. Hai să schimbăm. Cu matematica, poate scapi cu matematica. Uite, atâta te mai întrebăm. Ce știi de ciurul Eratostene?
Nu l-am luat eu. Vă jur că nu l-am luat eu. Să mă dea afară de la spălătorie dacă eu l-am luat. Deci eu acest ciur nu l-am văzut, domnul profesor. Păi ori sunt corect, ori nu mai sunt, nu? Acum dacă sunt țigan, mă luați pe mine? Da, nu, n-am înțeles. Deci. Hai să-i dăm ceva ușor. Da, da, bă, îi dăm o matrice. Îți dăm o matrice, vrei? Ce să-mi dați? O matrice. Păi eu vine, dați un herpes decât o matrice. Ce să fac eu cu o matrice? Băi, băiatule, tu chiar îți bați joc de noi? Păi tu chiar îți bați joc de corpul profesoral? Ia, haide, haide, gata, ieși afară. Da. Ieși afară. Tu vezi că mi-ai dat de mai julit? Eu m-am chinuit să fac antebrațul ăsta, tu mi-ai dat de mai julit. Tu știi ce pleacă de aici? Ce? Perversă ca pe târgu Ocna. Vină cu atrițiar familia ta să-ți trăiască. Este inadmisibil ce se întâmplă aici. Eu așa ceva n-am mai văzut. Un cadru profesoral de atâția ani. Va veni și poliția să analizeze cazul tău, băiețel. Domnul director, vă rog frumos din suflet să mă lăsați să vă explic ce s-a întâmplat. Pentru că dumneavoastră acum mă luați pe mine și eu nu sunt vinovat cu nimic. Deci eram aici pe hol și învățam Luceferul. Când acești doi indivizi a venit și m-a apostat cu un catalog care să intru în clasă. Și am intrat în această clasă. Adică te-am adus în această clasă. Foarte frumos! Așa, domnule. Și atunci a început să dea mine cu tot felul de perverse, cu întrebări de Comuna din Paris. Păi de ce îmi dă Comuna din Paris, care eu nu știu de ea, și mi-a dat și mare matrice de-mi țiuie. Ce ți-a dat, mă? Mare matrice de-mi țiuie. Și ce-ți țiuie matricea? Nu, domnule, capul, îmi țiuie capul. Și cât te-a analizat? Cât te-a ascultat? Domnule, cam jumătate de oră. 30 de minute. 36 de secunde. Mă, băiatule, deci sunt examene la care poți fi ascultat și 3 ore. Uite, domnule, și tu te plângi pentru 30 de minute? Nu, domnule, vă rog frumos din suflet să mă înțelegeți ce s-a întâmplat. Pentru că eu în 30 de minute, atât de multe întrebări mi-a pus că m-a luat toate transpirațiile. Deci îmi curgeau broboane. Aveam aici o funtișică până sub, la guriță și la urechiușă și pe toți obrăjurii aveam broboane de transpirație. Așa, care și cum au ajuns colegii mei în halul ăsta? Domnule, deci dânsul a venit atunci la mine, cum eram, eu eram aici, acești doi indivizi între ei a venit și cum m-a luat așa ca să mă tragă înspre ieșire, mi-a dat aici că m-a jurit. Și dacă m-a jurit, ce era să fac? Să întorc și cealaltă mânuță, ce era să fac? Este o explicație total neplauzibilă. Și pentru acest lucru te scot afară din clasa mea, ieși afară. Tu vezi că mi-ai dat de mai jurit și aici? O trăiți-ar familia ta. Deci eu m-am chinuit foarte mult timp să fac antebrațele astea, voi mi-a dat de mai jurit. Ia vină cu atriția, familia ta să-ți trăiască. Numele, vă rog. Da. Numele meu? Da, numele dumneavoastră. Vreau să vă trească foarte mari emoții. Numele meu, Vanghelie Marean, în calitatea mea de elev de bacalaureat. Bine, să trecem peste asta, am înțeles numele. Da, m-am uitat aici. Da. Comentariu pentru somnoroase păsărele este subiectul 1, iar subiectul 2, aveți scrisoarea a treia de Mihai Eminescu. De Mihai Eminescu. Exact. Puteți începe oricând, domnul candidat. Da. Vă rog, deci despre ce este vorba în somnoroase păsărele? Despre ce este vorba în somnoroase păsărele? Nu mai repetați după mine, vă rog să răspundeți direct la întrebare. Da, deci în somnoroase păsărele este vorba despre niște păsărici, normal, care aceste păsărici nu are somn, este foarte, foarte obosite și atunci ele, fiind obosite, dorește ca să adoarmă puțin și atunci normal că starea de somnoleță... Vă rog să dezvoltați subiectul, să-l dezvoltați. Da, deci să dezvolt subiectul. Deci așa cum spunea și Herodot, scrierile sale pe care eu le-am căutat pe Google, le-am căutat pe internet, am notat toată scrierile Herodot, păsăricile care e obosite, întotdeauna... Ele este, deci păsăricile este un exemplu pentru societatea de care el, societatea animaliferă, pentru că așa, deci, așa cum eu sunt un exemplu pentru societatea de care fac parte, așa și păsăricile, ele fac parte într-o societate care, atunci când sunt obosite, doarme în copaci. Și de aceea vreau să lasez pe această cale o invitație la toate păsăricile să vină în sectorul de are copaci, am plantat copaci, avem garduri vii. Unde se poate odihni o păsărică mai mult decât într-un gard? Mulțumim, treceți, vă rog frumos, la subiectul numărul 2, că deja e prea mult, ați dezvoltat... Deci, trecem la subiectul numărul 2, care este... Da. Deci mi-e foarte teamă de subiectul numărul 2, asta este și... E, da, ce să spun, vă e teamă acum. Tu ești Mircea, da, împărate, am venit să mi te închin. Credeți că Mircea s-a închinat în fața otomanului? E deci, foarte simplu. Tu ești Mircea, da, împărate, am venit să mi te închin. Eu, dacă mă întrebați pe mine, părerea mea sinceră, eu nu cred că Mircea s-a închinat în fața la musulman, pentru că el fiind musulmano otoman de la originea lui, de la mamă și de la tata, el nu suportă creștinii și dacă s-ar fi închinat în fața lui, făcea o mare nenorocire de crimă, deci nu cred că... Stați un pic, deci e vorba de a plecare, de reverență, adică te închin, te apleci în fața... Credeți că Mircea s-a aplecat în fața otomanului? Deci eu cred că Mircea nu s-a aplecat în fața la otomanul, pentru că Mircea suferea de osteo...
poroză care atunci când la orice aplicare am citit în tot felul de almanac, am citit că această osteoporoză poate să dă niște chestii foarte îngrozitoare și dacă da. Mircea s-ar fi... Ceea ce vreau să vă spun este că de osteoporoză suferă doar femeile, nici de cum bărbații. Da. Vă mulțumim pentru răspunsurile pe care ni le-ați dat. Nu cred că v-ați pregătit pentru acest lucru. Acum nu, caritatea mea de primară, caritatea mea de elev care dau bacalaureatul pentru a 16 oară. Bără, mai dați-mi o șansă, domn. O întrebare ca să mă dovedesc că literatura este stăpânirea mea. Hai să mai încercăm încă. Haideți, vă rog frumos. Vă rog, spuneți-ne ceva despre balada Miorița. Balada Miorița este o baladă care s-a transmis pe cale... Vă rog să-mi iertați, orală, pentru că la acel timp nu exista posibilitățile tehnice, pentru că se scrie, era foarte greu de un lep top, era foarte greu de instalat și Windows, era un enoroce. Domnule, despre ce este vorba în balada Miorița? Despre ce este vorba în balada Miorița? Deci balada Miorița este vorba despre trei ciobari care pun la cale un asasinat să-l omoare pe celălalt treilea ciobar, pentru că avea oi mai multe... cornute, și așa el dă niște indicații foarte precise la o Mioriță pentru a-i se pune la căpătâi diferite categorii de fluiere, fluieraj de os ca să-i sune duios și fluieraj de soc ca să-i sune mai cu foc. Deci iată în fața morții țăranul și care nu se da, teme de asta. Evanghelie Marian, nota 2. Deci vă rog ca pe mama mea, vă rog destul că doamna am dat de 16 ore examen de bacalaureat. Eu cred că m-am pregătit foarte bine. Evanghelie Marian, elev nota 10, mulțumim frumos, felicitări. Băi, stai. Vă mulțumesc din suflet, doamne. La revedere. V-ați făcut pomană cu primar, vă mulțumesc mult de tot. Auzi? Da. Sper să nu fie fals. Nu știu, zic și eu, cât ai acolo? Dar stai mă să n-ai mai mult. Nu mă, am împărțit corect, uite, 3-3. Eu am 4, de ce mai bine? Eu oricum sunt șefa comisie. Exact. Următorul! Hai pe rând, vă rog foarte mult, pe rând! Nu, lasă-le amândouă, hai! Hai, poftiți, fetele! Hai, luați loc aici, tu acolo. Așa, domnișoarelor, hai! Clasa 12, hai, da? mai repede, că ne grăbim! Okay, hai. Nu putem să stăm aici toată ziua! Să nu copiați! Așa, hai, numele! Daniela Dina! Spuneți-l pe rând, vă rog! Daniela Grună! Băi, ați înnebunit? Nu sunteți drabene la cap niciuna, nici cealaltă! V-am spus să spuneți numele pe rând. Spune tu, draga asta brunetă, cum te cheamă? Daniela. Și mai cum? Crudu. Și pe tine? Marina Dina. Păi asta e, vezi, hai, poftim. Hai să vedem aici subiectul. Ia. Dă-le ușor, dă-le ușor. Ușor? Dă-le ușor, lasă-te. Hai, amintiri din copilărie de Ion Creangă și poeziile lui Nikita. Iubita Nikita din romană scrie poezii? Iubita ta și tu vrei să ne pice ce Dumnezeu? Dar nu vreau să le... Iubita, tu știi că Nikita nu mai stă în romană de mult? Măi, Nikita Stănescu! Poetul! Hai, Iubita, cine e asta? Asta, Iubita? Nu știu, profă. Dar nu știu ce credă, chiar nu știu. Asta, Nikita Stănescu, asta... Nikita Stănescu, poetul, mă, n-ați auzit ce a spus și domn profesor? Da, am înțeles, e poet, da. Da, hai, spuneți, vă rog, subiectul 1, amintiri din copilărie. Ion! Eu din copilărie nu mai aduc aminte nimic. Păi, normal că ți-a ce nimic de aminte nimic. Mâncam vată pe băț în parc, era și... Da, și mă dădeam în leagăne. Amintiri din copilărie de Ion Creangă. Ui, hai, spuneți subiectul. Spuneți, dragă, subiectul, dragă. Știu, Iubita, cine creacă? Cine? Știu, Iubita, mi-a dat ad pe Facebook aseară. Cum? Mi-a dat ad pe Facebook. Dar nu știu de pe Facebook. Vezi că-ți trimite o seara asta. Putem trece la nivelul următor? Subiectul următor, da. Dar nu mai țipați la noi, da? Dar nu țip, dragă, este inadmisibil să veniți la un examen și să nu știți nimic. Da. Până și domnul Vanghelie a fost mai pregătit decât voi. Păi, da, știm. Ce știți? Bun, lasă-mă pe mine, vă rog. Deci... Hai. Spuneți-mi și mie, vă rog frumos, dacă sunteți drăguțe și văd că sunteți deosebit de drăguțe. Unde s-au întâlnit în literatură maestru Manole și Coana Chiriță? Bancă. Incredibil, domnule, incredibil! Păi, încă o șansă, lasă-mă. Cum mă, pe o bancă, mă? Lasă-mă o șansă, mă, că lui Vanghelie ai dat o șansă, ok. Păi... Bun, un răspuns, orice doriți voi, deci orice răspuns.
Nu contează. Ce? Orice, poate fi orice răspuns. Dă-mi o șansă, mă, lasă-le. Nu se poate așa ceva. Nota 4. Nota 10 de la mine, media 7. Felicitări! Mai cum ai putut, mă, să faci așa ceva, mă? Dar este inadmisibil să-ți bați joc de toată cariera mea de profesoară de atâția amar de ani!